călătoriile noastre prin regiunile Republicii Moldova se apropie de sfârșit. În penultima ediție a emisiunii Tur Retur vă invit să descoperim împreună raionul Nisporeni. Aici am fost în vizită la unul dintre cei mai cunoscuți olari din țara noastră și am aflat secretul confecționării oalelor din ceramică neagră. Din bucătăria locală am gătit și am gustat prune umplute cu miez de nucă. Pe lângă asta am urcat până în dealul orașului Nisporeni și am admirat cea mai înaltă cruce din Republică. Iar escapada am încununat-o cu o vizită în beciul unui gospodar. Dar ce am făcut acolo vedeți deja în episodul de azi. Prieteni, noi am ajuns la prima locație din raionul Nisporeni și aici deja ne așteaptă colegii de la televiziunea locală Albasat TV, care ne vor face o excursie prin acest minunat raion. Bună dimineața! Dorin, foarte bucuros. Deci unde suntem acum? Așa, noi suntem la intrarea în comuna Ciurești. Vom merge mai întâi la Zaharia Treboi. Probabil ați auzit de dânsul, pentru că este singurul olar din Republica Moldova care încă mai confecționează vase din ceramică neagră. Noi am ajuns la prima locație. Eugenie, ce avem aici? Aici îl avem pe renumitul meșter popular, Zaharia Treboi. Deja văd o căciulă acolo. E domnul Zaharia. Să trăiți, domnul, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Dorin, bucuros să vă cunosc! De asemenea! Bună ziua, eu! Colegii de la televiziunea locală mi-au spus foarte multe lucruri frumoase despre dumneavoastră. Sunteți nu doar cel mai popular din raion, dar și din Republica Moldova. E adevărat? Mulțumesc! Nu-mi stă să mă laud tare, las mă laud de alții. Haideți să vedem ce aveți aici, ne arătați și nouă. De cât timp dumneavoastră faceți și aveți această meserie? Păi, dacă mi-amintesc bine, am început a face oale încă în 1984. Da. Tămâneat pe vremea asta era. Și m-am dus la fabrica de ceramică din Ungheni, unde m-am angajat. Noi ne-am pus deodată scop să facem ceva mai mare, să readușim ceramica neagră. Dar e mai dificil de făcut anume ceramica neagră? Din ceramică neagră sau e aceeași procedură? Doar că... Nu, ceramica neagră asta e un soi aparte de ceramică, eu așa zic. Cum o obțineți? Haideți foarte scurt și clar să înțeleagă și pentru cei care nu sunt obligatori inițiați. Noi avem ornamentul specific ceramicii neagră și formele și o obținem în cuptor. Culoarea se obține, se cheamă că ardere redusă, adică după și ea se arde tradițional ca cea în ceramică, se pun lemne acolo și se înfundă ermetic cuptorul. Și lemnele fumează, că cum ar și că e temperatura mare, și carbonul din fum intră în porii lutului și dă culoare. Haideți să spuneți, cât costă un asemenea vase, cel mai mare? Costul ăsta e... undeva la 500 de lei. Așa, și de la aici? Aici stau la 250, la 120, 150. Depinde. Astea micuțe? Astea sunt la 30 de lei. Pentru ce cumpără oamenii asemenea vase? Ce păstrează în ele? Alții le iau pur și simplu așa, ca decor. Așa. Le aduce aminte, mai ales care sunt prin străinătate, el și-a cumpărat-o și o are acolo. Îi aduce aminte de țara lui. Avem vasă pentru gătit, avem pentru vin, avem pentru orice ocazie. Într-adevăr, bucatele care sunt gătite în asemenea vase de ceramică ies mai gustoase? Da, da. Știți care e diferența dintre lut și metal? Se spune că lutul este mai benefic pentru a pregăti mâncarea, deoarece el nu se încălzește atât de tare ca metalul. Metalul se înfierbântă mai tare și distruge proteina, dar lutul nu o distruge. Și iată aici, dacă proteina se păstrează, alimentele sunt și mai benefice pentru o sănătate, pentru organism. Lucrările dumneavoastră în ce țări au ajuns? Au ajuns și în Irlanda, și în China, și la Shanghai, când a fost expoziția mondială.
10 epigrame. Da, când mai vine moza, noi facem și câte un lucru de asta. Și care este epigrama dedicată, iată lui? Și o epigramă dedicată artiștilor. Sună așa, că trăiesc greu mari artiști din diverse cauze și doar cei mai optimiști trăiesc din aplauze. Gândindu-mă la soarta multor artiști și meșteri mari, da? Care nu-i secret, mulți se pierd în bieții până la urmă. Da. Asta e un adevăr. Și poezia sună cam așa, că oameni mari și meșteri fauri mulți a țărilor mândrii, unii intră în tezaur, alții intră în beție. Dacă ai tu mâini de aur, capul nu-i de aliment, nici stomacul nu-i căldare, nici canistră pentru ei. Și-a de muza supărată, ea deja v-a țovinit. Tu le lași pe toate baltă și te puși iar vitelit. Slăbășiunea ta și harul mărg pe mochii atent. Riși ca mâna sau pahar să-ți rămână norment. Noi am ajuns la pensiunea Iulie Axente din comuna Ciorești, raionul Nisporeni, evident. Iar aici deja ne așteaptă proprietarea acestei pensiuni. Doamna Iulia, bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Deci, doamna Iulia, eu am înțeles că aceasta este o pensiune de tip casă bătrânească. Da. Dumneavoastră ne-ai mijlocit, ați copilărit aici. Da. Casa asta are o durată undeva de 80 de ani. Când m-am născut eu, ei era încă, în 53. Dar cum ați transformat-o în agropensiune? De ce a fost nevoie? A fost un gând, fiindcă am văzut că ei erau, după ce au decedat părinții mei, după câțiva timp, eu nu au fost îngrijit, nu au fost când am mis aia. După ce au apărut proiectele astea, m-am gândit că n-ar fi rău să intru într-așa proiecte care să-i dau viață căsei, că la un loc care... Păi păcat casa părintească să rămână în paragină. Cum, ce se întâmplă aici? Aici vin turiștii și dumneavoastră le puneți la dispoziție un prânz, o cină, da, dacă e nevoie, da? Da, eu îi cazăz, eu fac mâncare tradițională moldovenească, măriguță, fripturică. Dumneavoastră, v-ați gândit vreodată că o casă bătrânească poate atrage turiști? Nu. Nu m-am gândit. Vedeți cum se transformă timpurile? Timpurile, da. Iar că atât să împrăștesc și am ușat și mă gândesc că mulți care sunt plecați de la noi să aibă dorul ăsta de meleagul ăsta unde s-au născut și poate sunt străini, dar vădată ar vrea să vii să vadă și în localitatea lor. Dar copiii dumneavoastră unde sunt? Copiii mei toți sunt plecați. Unul am numai în oraș. Și eu cu atâta scop am făcut, cu gândul că poate pe viitor, dacă toate lucrurile ori merge bine, să nu-i aduc acasă, mă gândesc. Suntem în centrul orașului Nisporeni. În această localitate sunt circa 10.000 de locuitori, iar în spatele meu este simbolul orașului, Moara de Vânt. Frumoasă, nu? Moara de Vânt, simbolul Nisporeniului. De ce? Pentru că Nisporeni este tărâmul morilor de vânt și asta pentru că în trecut, mai exact în secolul 20, pe dealurile din împrejurimile localității erau peste 20 de mori de vânt. Din păcate, nu s-a păstrat niciuna, în schimb avem acest monument frumos
simbolul orașului. Construit, ridicat aici, am înțeles că anul trecut. Da, anul trecut a fost ridicat timp de jumătate de an. După cum vedeți, construcția are 12 metri înălțime. Să știți că stema și steagul orașului Nisporeni la fie l-au ca element central o moară de vânt. Asta, de fapt, ar fi o particularitate a orașului. Dar voiam să înțeleg. Această moară este pentru decor doar, da. Nu e funcțională. Dar este o atracție turistică unde vin oamenii, fac fotografii și să știți că rămân impresionați, că într-adevăr e ceva frumos. Și mai stați la umplut prune. Crucea din spatele meu se află pe cel mai înalt deal din orașul Nisporeni. Ea are o înălțime de 35 de metri și a fost ridicată aici în anul 2011. Ia uitați-vă cât de înaltă e. Apropo, ea este cea mai înaltă cruce din Republica Moldova și este primul monument din țară dedicat unității tuturor românilor. Aceste scări au fost construite în vara acestui an și duc până la cea mai înaltă cruce din Republica Moldova, care se află pe teritoriul Mănăstirii Ștefan cel Mare. Corect. Aceste scări, de fapt, au fost transformate deja într-un traseu turistic numit Drumul Crucii și acest traseu intersectează trei destinații atractive. Este vorba de Mănăstirea Vărzărești, care este și cea mai veche mănăstire din Republica Moldova, Mănăstirea Ștefan cel Mare și deja Crucea Mântuirii Neamului Românesc. A, e foarte frumos și denumirea e frumoasă, Crucea Mântuirii Neamului Românesc. Foarte frumos. Și cam ce lungime are acest traseu? Un kilometru jumătate. Sunt sute de trepte, exact un număr nu pot să vă zic, dar sunt sute. Și turiștii vin aici, da. Urcă, sunt dornici să viziteze cea mai înaltă cruce din Republica Moldova. Da, vă dați seama, când nu erau scările, era traseul mai nevoios, dar acum deja s-a făcut acces și pot ajunge mai ușor. În aceste clipe suntem în unul dintre cele mai bine cotate restaurante din orașul Nisporeni și urmează în scurt timp să gătim o mâncare tradițională în Republica Moldova și anume prune umplute cu miez de nucă. De ce anume prune umplute cu miez de nucă în această localitate? Pentru că în raionul Nisporeni sunt foarte multe livezi de prun și respectiv oamenii gătesc prunele în orice formă și le mănâncă în orice formă, uscate, umplute, proaspete. Paula, care este procedura? Ce avem aici în față și pentru câte persoane gătim astăzi? Gătim pentru o persoană, o porție pentru o persoană, unde avem prunele, miezul de nucă, vin alb, unt, zahăr vanilat și miere. Și adăugăm un pic de portocală pentru gust și miros. De ce avem nevoie de vin alb? Alții folosesc vin negru pentru, dar noi folosim vin alb pentru că are un gust și o aromă mai specifică de prune. Plăcăi trebuie să mai stați la umplut prune. Se ia pruna și este o găurică unde s-au scos sâmburile. Așa. Cătați-o. Așa este. Și încercăm să o punem. Da, dacă e mare, să rupem jumate. Oh, meseria asta nu e chiar așa de ușoară cum credeam eu. Și vreau să înțeleg, această mâncare este des solicitată de clienți. Da. Prieteni, am făcut și eu prima prună umplută cu miez de nucă. Deci unde sunt patru mâini, acolo munca e mult mai rapidă. Iată, avem
o porție de prune umplute cu miez de nucă pentru o persoană. Simplu, frumos, rapid. Deci cum crezi, Paula, m-aș descurca la voi în restaurant? Da. Un ban grămadă într-o lună, domnule. Noi vă așteptăm cu mare drag, cred că și... Ce frumos miroase. Da. Acum ce urmează să facem? Punem vinul. Într-un vas separat? Da. Așa. Pentru a se încălzi un pic, pentru să se dezolve untul cu mierea și cu vanilia. Se pune untul. Da. Și mierea. Mergem la aragaz. Da. Pune un pic să stupească untul și mierea. Și se adaugă peste prună. Să fie cuprinse. Așa. Și se pun la piele. Aici, da? Da. Paula, de cât timp e nevoie? De 15-20 de minute pentru a fierbe și a scade un pic vinul din... Cum realizăm că este deja gata? Pruna este un pic mai... se face un pic mai deschisă la culoare, un pic, un pic și... Și se deja scade. Da, scade, da, vinul din ea. Deci în 15-20 de minute deja mâncăm. Da, da. Ah, vă poftim la masă. Mulțumim mult. Eugenia, noi deja am început să mâncăm, dar trebuie să le zicem și celor care ne urmăresc acum. Ce avem aici? Avem o prune umplute cu miez de nucă. Așa. Și frișcă alăturea, foarte delicioasă, pentru că eu am mai mâncat și vă zic de start că sunt bune bune. Spre rușinea mea, eu niciodată n-am mâncat prune umplute cu miez de nucă, dar separat, atât miezul de nucă, cât și prunele îmi plac foarte, foarte mult. Și încă un mic detaliu, această porție, din care eu un pic deja am mâncat, am gătit-o eu împreună cu Paula. Da-s bune! Delicioasă, delicioasă. Asta e o bunătate rară, sincer vă spun, nu am mâncat niciodată, dar cred că ăsta o să fie desertul meu preferat de azi înainte. Sper că este și prin restaurante în Chișinău, că altfel o să trebuiască să trag câte o fugă periodic aici în Nispore. Eu deja știu să le gătesc, așa că dacă nu este în Chișinău, mă apuc eu acasă și le gătesc, am rețeta. Aceasta este frișca, apropo, nu este smântână, foarte gustoasă. Combinație perfectă. Dulce și cu dulce. Sunt dulci, dar nu foarte dulci. Adică cei care nu vor să se îngrașe, e absolut acceptabil pentru ei să mănânce un asemenea desert. Hai de capul meu! Acestea sunt surorile Osoianu, iar noi suntem în casă la doamna Elena Iachim din satul Zberoaia, care este un meșter popular ce confecționează păpuși. Aceste păpuși sunt inspirate din viața reală, atât din spațiul public din Republica Moldova, cât și la nivel internațional. Vă rog să ne spuneți de unde vine această plăcere și când ați început să o faceți? Este, eu mai vin din timpurile de moia, că înainte croșetam prosoabe, era la modă, erau... Dar unde am început să fac personaje, din filme, din Ion Creangă, din povestea lui Ion Creangă. Cam cât timp vă iau asemenea lucrare? Undeva, eu croșetez numai seara, după lucru. Mângâi, ziua-s la serviciu, la școală, de asta. Și cât ați lucrat în mijlocit la aceasta? Undeva, 3 seri, așa ea. Ce mai avem aici? Ce mai avem? E că avem în nașterea lui Iisus Hristos, cu Maica Domnului ne-a născut pe Iisus Hristos în Iasla. Aha. Așa. Foarte frumos, aici și oiți avem. Da, oiți, dar pe așa era. Da. Aici e miorița, e cât e asta. Foarte frumos, foarte frumos. Aici este Nicolae Glips cu fiul său. Da? Da. Totul complet. Dar aici ce avem? Hora moldovenească sau da, ce? Da, hora satului. Hora satului. Da. Foarte frumos, așa? Femeie, bărbat, da. Femeie, bărbat. Dar eu știu că dumneavoastră aveți și lucrări
care reprezintă interpreți nu doar din Republica Moldova. Avem... Vreau să ne arătați acolo, știu că... Avem din România, Sofia Vicoveanca. Poftim, ăsta. Cu străstuța, da, foarte tot. Frumos. Și dumneavoastră, vedeți, aveți o imagine, da, o poză în baza căreia faceți această lucrare. Da, așa, de, nu mă uit pe nică, de pe carte, pe asta, așa, cum le văd pe televizor, le fac așa. Dar știu că aveți și din Rusia, da? Avem pe Ala Pugaciova și cu Galkin. Și toți cu microfoane, văd că și aici microfoane, aici cu microfoane. Vă plac foarte mult interpreții. Da, mai avem și Neamul pe cală. Mm-hmm. E ca tot. Cum să... Aha. Aici cu puișori. Da, da, asta e pe cală, de pe căliță, de fata și pe călil. Tot ce este, de Neamul pe cală, de abecedar. Foarte frumos, foarte frumos. Noi am ajuns în satul Bălăurești, la familia Ionel, care are un beci neobișnuit, cu 3 nivele. Bună seara! Bună seara! Bucuros de cunoștință! Are bine! Am înțeles că aveți unul dintre cele mai originale beciuri din raionul Nisporeni. Eu știu, o să vedeți, singur. După cum să le apreciem, dacă din punct de vedere a conținutului, da. Dar în rest... Asta contează, conținutul contează. În rest, haideți să mergem să ne faceți o excursie prin beci, da? Ai de capul meu! Sunteți la casa familiei Ionel. Eu știu, ne socotim o familie așa de oameni gospodari. Beciul ăsta a fost inițiat în primul rând așa un început al unei pensiuni turistice. Aha. Asta a fost scopul. Mă gândeam, zic, cu 12 ani în urmă. Asta a fost în 2007-2019. Că o să dezvoltăm totuși o pensiune turistică, o să creăm, o să facem, avem spații, avem comodități, loc pentru dormit, deci avem serile în grădină, adică venind în coace turiști, aveau să aibă posibilitatea de a vizita și de a participa chiar, să zicem așa, la strânsul roșiilor, castraveților, altceva, aveam căpșuni, aveam pomi de tot felul, adică... Sezonier. Ce sau ați renunțat? Nu, suntem în proces, dar cu părere de rău, să vă zic, zona noastră nu este. Aveam prea puține obiecte turistice și care nu sunt amenajate și nu sunt dezvoltate. Este un potențial, eu aș spune, pentru zona noastră, adică chiar să facem asociație împreună cu Grozești, Zberoaia, Mărinicii, care au tot obiecte turistice, Podgorii de la Șișcani, care tot sunt o atracție pentru turiști și multe alte chestii. Adică avem de gând pe faptul cum a fost Dor de Codru, așa și noi ne gândim acum să ne asociem toți potențialii de a dezvolta obiectivele turistice, adică din regiunea Prutului, ca să facem și noi o asemenea zonă atractivă pentru turiști. Cine a mai fost la dumneavoastră în beci până acum? Vreau să vă zic că între atâția ani au fost foarte mulți oaspeți. Haideți să mergem și la următorul nivel. Așa. Femeile înainte. Da. Catarea asta este camera pentru oaspeți. Aici se vorbește, se discută despre vin, despre tehnologiile de producere. Nevasta mea, de fapt, are o calitate deosebită, îi place să primească oaspeți, asta e o plăcere. Așa, unii plac așa oameni. Domnul Ionel, vreau să ne spuneți ce zic oamenii, oaspeții care intră aici în beci, pentru că e totuși un beci mai puțin obișnuit. Care sunt impresiile, reacțiile lor inițiale? Știu, unii și le expun, dar alții nu le expun, dar majoritatea le expun și spun că e foarte bine, le place. Dar dumneavoastră, cum vedeți această pasiune a soțului? De la început, el a spus că vreau o hrubă așa pentru un butoi de vin, să e rece vara. Și când s-a pornit, ei ta nițala și ne place că, într-adevăr, vara, când afară e temperatura mare, aici e un pahar de vin rece. Temperatura constantă este de 10-13 grade anul împrejur. Văd că aveți aici și bănuți. Trebuie să spunem și noi așa, aduce da, noroc sau da, care e ideea lor? Deci este simplă idee din vechime, ca la toată lumea. Când mergeam într-un oraș străin și era fontan, noi aruncam acolo bănuți, copeici, pentru că dorința de a mai reveni în locul ăla.
Așa și aici o fac oaspeții. Da, și o să fie normal dacă o să-mi plieți voi niște bănuți. Avem chiar și cienți și din metal mai... Și sunt și bănuți și are omul în buzunar. Da, văd că nu-i planificat. Nu-i mai bine să încleie acolo. Mai încleiau băieții și niște euraș, așa. Dar aceia nu țineau mult. Aceia sunt desclea, da? Nu țineau mult, că trezau. Dar zic, ce să piară, să piară așa în zadar. Chiar e de Ionus acasă și dacă trebuie cineva să vină, eu am gătit și am lăsat aici pe masă o gustărică. Așa, de modul ăsta. Rar așa gustărică. Mai rar, aveți noroc. Da. Păi eu vreau să vă zic că mi-am mers în viața asta cu nevasta. Și noi bărbații de multe ori ne mândrim cu faptul că, uite voi, și femeie am ales eu, dar nu e așa. Pe dreptul femeile își aleg bărbații, asta e dovedit și e știut. Și mă bucur de faptul că Doamna m-a ales pe mine. Eu jos, burdănos, dar eu, uite, mi-antuță. Ami, sunteți foarte frumoși! Chiar dacă am vizitat raionul Nisporeni într-o zi posomorâtă și cu ceață, oamenii pe care i-am cunoscut și locurile pe care le-am vizitat au compensat din plin lipsa de soare. Dacă ajungeți la Nisporeni, neapărat treceți în vizită pe la olarul Zaharia Triboi și vedeți cum face oalele din ceramică neagră. În localuri comandați neapărat la desert prune umplute cu miez de nucă și obligatoriu cereți frișcă. Iar dacă vreți o priveliște frumoasă cu tot Nisporeniul, urcați în dealul orașului unde este și cea mai înaltă cruce din Moldova. Iar acum mare atenție! Conform recomandărilor domniilor voastre, în ultima ediție a emisiunii Tur Retur mergem să descoperim raionul Călăraș.